Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Pentru rubrica Picătura de istorie, pentru a vă prezenta cartea pe care o voi prezenta la Picătura de istorie, am o problemă. O problemă nu de citit, ci o problemă de ridicare unei greutăți. Cum adică? Păi ia uitați-vă. Uitați-vă, aceasta, stați opistați, aceasta este o carte, da? Eu deja risc, adică deja având în vedere că am și examen de cataractă la greutății cât e de grea. Uitați-vă aici, deci se numește Enciclopedia Centenarului Războiului de Întregiri și al Marii Uniri 2014-2020. Deci o am aici, da? Încerc să o ridic, să vă arăt, vă vine să credeți, este o carte extraordinară. Bun. Cel care mi-a trimis-o, care este unul din coautori, de fapt autor, coordonator, este domnul profesor Ion Solcanu, o să vorbesc despre această lucrare, domnul profesor Valentin Ciorbea, un mare cercetător în domeniul, un mare istoric, m-a sunat că îmi trimite carte și a zis, zice, mai este, avem o problemă, am să vă trimit o carte, am o problemă cu ea. Zic, mă, zic, o fi problema că nu găsește poștă, că nu are, pentru că nu vrea să o trimită prin DHL, că nu mă găsește, zice, avem o problemă de cu ciocărăm, zic, cu ciocărați, păi zice, cine o aduce? Deci să o aducă cu camioneta. Și până la urmă a aranjat, m-a trimis la Academia Omilor de Știință și m-a sunat un tânăr, un domn care mă știe și l-am venit, urcau scările aici, urcau cu liftul cu un rucsac din ăla în spate, o cărapă asta. Acum, dincolo de glume, este o mare lucrare, stimați telespectatori. Deci, în primul rând, dacă citiți numai prefața, veți vedea deci ce și-a propus această lucrare. Această lucrare a fost coordonată de un domn pe care pe zi ce trece îl stimez tot mai mult, este domnul profesor Ion Solcanu, profesor universitar, doctor Universitatea Alicuza din Iași, domenii de interes, istoria artei medievale românești, istoria învățământului românesc, membru al Academiei Omilor de Știință din România. Ia uitați-vă, domnul Solcanu. De ce? Sper că ați recunoscut. Domnul Solcanu a fost până, ia să vedem așa, a fost vicepreședinte al Senatului României 94-96, și senator al României 1990-2008, da? După ce n-a mai fost senator, și a fost chiar un mare lider PSD-ist, și a fost vicepreședinte al Senatului, a ieșit din politică și s-a ocupat mult de cercetare. Am scos și alte cărți, mi-a trimis și mie, de exemplu, un erou din războiul de întregire a României, regimentul nou, vânător era un regiment, a luat premiul Academiei Române în 2015, premiul Academiei Oamenilor de Știință din România, marele premiu Comandor Virgil Alexandru Dragalin al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. Deci, dacă ar fi toți politicienii noștri ca domnul Solcanu, eu mi-aș scoate pălărie. Adică, după ce nu a mai fost politician, care retras, după ce a fost atâta vreme de senator, vicepreședinte al senatului, lider PSD, s-a întors la știință, la cercetare. Nu s-a apucat nici de furat, nici de corupt, nici de ibovnice, nici de iacturi, nici de transfuri și printre alte mari realizări ale domniei sale este această carte. Ce își propune ea și fascinant să vedeți, vă prezint acum, este cum s-a realizat.
Această carte își propune să consemneze profesionist cu o rigoare cum rar întâlnești tot ce s-a publicat în cu prilejul centenarului, dar ce s-a publicat între 2014 și 2020, deci timp de 6 ani. Adică timp de 6 ani, sub semnul acesta al centenarului, s-au publicat cărți, s-au publicat articole, au avut loc conferințe, mese rotunde, s-au ridicat monumente, pietre, nu știu, s-au pus tăblițe. Toate aceste lucruri sunt consemnate în această carte. O să spunem și cum care e. Pentru că o să vă dau un exemplu. Deci, între 2014 și 2020 s-au publicat foarte multe cărți de așa și mare în legătură cu, ia să vedem, așa, în legătură cu războiul din 1914-1918, da. Ia să vedem așa dacă m-am ajuns, ia să vedem, da? Deci ce face cartea? Ia uitați-vă aici. Da, așa, am luat la întâmplare, da? Ah! Mă trebuie o macara. Este, cred că, dacă te duci la Academie și o cer, cred că la căruciorul ăla împing vreo 3, da? Ia uitați-vă aici, da? Deci, vedeți aici? Am dat un exemplu de 2 pagini, da? Deci, au consemnat cu o rigoare ieșită din comun toate cărțile care au apărut. Oh, nu știu, uite, 678, de 678 de cărți aici. Din Petre, Primul Război Mondial, Viața Cotidiană și Mentalități Colective, Cluj-Napoca, editura Napoca, da? Am dat un exemplu, uite, așa, ia să ne uităm aici, da? Maramur, deci, nu știu, 702, cartea 702, Grand Domn Jean Noel, România de la Tripla Alianță la Antanta, 14-19, traducere de Moscovici Ionela, Felicia Medrea Estiem, da? Ia să vedem că este, de exemplu, consemnată ca să, așa, nu, dar nu de aia o citez eu, deci avem așa, așa, o câte sunt. Sinteze, studii, articole, da. Bradea Daniel, Tecuci un an e primul război mondial, ediția a doua, revăzută, adăugită, Iași, editura Studiis 2019-320. Deci, sunt cărți de autor, colegeri, memorii. Am dat numai un exemplu, dar uite, politică externă. 2162 de cărți scrise în... Dumitru Preda, la Romanie, l'antan, les avatars d'une petite puissance dans une guerre de coalition, București, editura Cavaliote, 2017, 187 de pagini. Documente. Așa. Sunt consemnate cu o rigoare ieșită din comun. Ia să vedem. Am luat așa la întâmplare. Simpozioane, mese rotunde, iar așa, da? Cărți poștale, după asta vin monumente, da? Ia să, la monumente se ne mai pomeni, da? Ia să vedem, da? Uite. Așa. Da, știți cum sunt consemnate? Ia să vedem așa. Memorie, uite. Am dat așa, am luat la întâmplare, da? Bun. Care este utilitatea? Păi utilitatea, înseamnă telespectatorul, este simplu, este unul din cele mai bune instrumente de lucru pe care le-am cunoscut. O mare problemă este, vă spun, este instrumentul de lucru. Deci eu vreau să am, vă spuneam, căutam și n-am rezolvat încă ce traduceri în românește a lui Le Drame de Paris, citea Paris, citea
Zița. Nimic, nu sunt instrumente, vreau un instrument, dacă era, nu știu, enciclopedia, nu știu, cărților din România. Cărților apărute, enciclopedia, nu știu, și de așa, nu știu, Ion, apoi și câte ediții a apărut. Asta este o muncă uriașă, dar este de o utilitate și nu reușesc să găsesc, am rugat pe cineva chiar acum la Biblioteca Academiei să caute, să vadă, măi, zița zice, câte dramele Parisului, deci în românește, câte au apărut toate la citire, trebuie, câte apăruseră. Piesa s-a făcut în 1879, s-a publicat O noapte furtunoasă, deci trebuie să fie prin anii 70, câte, 100 de fascicole, 10, 20. Așa, asta este o chestie utilă. Deci dacă vreți să vedeți monumente, dacă vreți să vedeți cărți, dacă vreodată studiază cineva al doilea primul război mondial, gata, se duce aici. Nu mai spun că sunt comunicări, sunt și articole, da? Ia să vedem, da? Uite, conferințe și congrese, da? Da, simpozioane. Uite aici, dar monumentele știți cum sunt prezentate, nu așa. Deci, să vedem, v-am luat la întâmplare, da? Tată așa. Deci, Monumentul Eroilor Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, inițiator, finanțator, familia Jitea, Dănuș și Mirela cu fiii. Extraordinar. Deci spune și cine a finanțat. Cu sprijinul autorităților locale, primar Gabriela Preotese, amplasament, strada cutare, autor neidentificat, date tehnice, dezvelire, sfințire, 29 iulie 2018. Ce eveniment a fost? Ce scrie pe descriere? Da, uitați-vă noastră. Deci, este un instrument de lucru, dar este senzațional cum s-a făcut. Și domnul Solcanu, al cărei care îmi crește, domnul Ion Solcanu, spune aici în prefață o chestie extraordinară. Ia. Zice așa, ia să vedem, spune că deci trebuia luate pe zone ale țării, ce s-a făcut? Și atunci, cum realizarea unei bibliografii a participării României la primul război mondial, înfăptuirii și cunoașterii Marii Uniri depășea cu mult posibilitățile unei singure persoane, se impunea constituirea unei echipe de cercetători specializați cu precădere în istorie contemporană. Dintre aceștia nu puteau lipsi specialiștii de istorie militară diplomatică. Un alt criteriu în selectarea colaboratorilor era dictat de acoperirea tuturor provinciilor românești, fapt pentru care la 21 decembrie 2019 spedeam colegilor și dă numele, printre care și domnul Valentin Ciorbea, în care le spunea să participe la această lucrare. Și apoi pe fiecare i-a împărțit, da? De comun acord, în funcție de preferințe și preocupări, s-au convenit și responsabilitățile individuale pe zone astfel. Ia să vedem. Domnul Solcanu a luat județele cu Varna și Harghita, pe lângă responsabilitățile de inițiator-autor, și domnul Valentin Ciorbea, că zona Dobrogea, Muntenia, Argeș, Brăila. Deci ce au făcut? Fiecare din domnii aceștia au luat niște județe și le-au tocat. Vă imaginați că a trebuit să meargă la comune, la ălea, la ălea. O muncă uriașă. Deci această coordonare, și până la urmă a ieșit această carte, care, repet, care presupune de toate rigoare. Ați văzut. A fost finanțată de Dedeman, toată stima, uite, nu am nicio treabă cu Dedeman, deci, da. Deci, compania Dedeman, da, prin conjugare efort, în luna decembrie 2019, se obține din partea decidenților Consiliului de Administrație ai companiei de demand, Dragoș Pavel și Adrian Pavel, sponsorizarea proiectului. Bravo de demand, a făcut. Deci, de ce am ținut lucruri? Deci, pentru că poate faptul că este un instrument de lucru, vrei să vezi ce s-a scris o carte, că unele de ce nu știam în viața mea că l-au apărut. Așa, te uiți aici, da?
Vrei să știi un monument, cine a fost făcut, cum este cu tăia. Deci este instrument de lucru, caută aici. Dar faptul că s-a reușit acest proiect sub coordonarea domnului profesor Solcanu arată undeva, îmi pune la îndoială scepticismul meu că în România nu se poate face. Se poate face, se poate. Dacă există voință, păi dacă un partid, nu, dacă guvernul României, indiferent, ar face efortul acesta, ați văzut, efort de coordonare, domnul Solcanu, e bun de premier, a obținut banii, a trimis la fiecare din noi. Vă imaginați ce volume, ce câte pagini are, mă, oh, ia uite, Doamne ferește, ia uite-te, câte au, câte are, uite câte avea mișcă, da? Mișcă așa, 1700, 1663, 1700 de pagini aproape. Da, este și formatul ăsta mare. De ce mi-a arătat aici? Când niște oameni de știință s-au putut organiza mai bine decât tot guvernul României și în jurul unui proiect. Au făcut proiectul care presupune bani, cercetare și iată că a ieșit. Dacă ar fi la noi, dacă toate proiectele din România ar fi astfel, și era ce științific, nu era proiect să vândă ciocolate, da? Ar fi de rigoarea asta, de organizarea asta, că vă imaginați, domnul Solcanu a trimis, să zicem, domnului Valentin Ciorbea, dar Valentin Ciorbea, am dat un exemplu, a trebuit să ia județele la rând, să afle dacă ce monumente s-au făcut și cum, nu numai că ce monumente, fișa, cine l-a finanțat, în ce zi s-a deschis, cine a participat, Doamne, ce bătaie de cap. Așa. Și în același timp mă întreb, stimați telespectatori, de ce nu a premiat Iohannis sau Guvernul României această muncă, acest colectiv? Păi oameni buni, colectiv, da, care a făcut totuși, măcar sau, dacă nu tot colectivul, măcar pe Solcanu, sunteți domnul Solcanu, da? Este, așa, ia să vedem așa. Și uite că editura Academiei și oamenii de știință de România, deci au colaborat și această instituție. Deci avem Solcanu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-5, da? De ce cu acest colectiv în frunte cu domnul Solcanu n-ar fi premia să-i cheme Ciolacu, că i-a chemat și pe Poponeț? La guvern, vorbesc serios, este o muncă, nu vă imaginați, numai muncă de coordonare, muncă serioasă, că, bă, deci, repet, trebuie să aduni dintr-un județ, domnul Ciorbea sau unul din ei, ce acțiune a fost. Dai seama, du-te la fiecare primărie, că n-ai de unde să știi ce monumente s-au dezvelite, să vezi monumentul, ce scrie pe el cu tare, faci fișe. Și nu vă imaginați ce muncă și mai ales rigoare, că oricând și toate astea trebuie strânse, toate astea trebuie tipărite, când tipărești ies cu greșeli, oh, da, uluitor, oh, ia uitați-vă aici, o vedeți, e o performanță, o să țin în mână, ia uite, da, fa, mare lucrare, da, ia uite ce frumos aici, da, așa. Ah, bine, ah, în sfârșit, în sfârșit vă pun jos. Așa, mi-a trebuit o macara, da. Se fac și în România. Problema este, stimați telespectatori, problema este să vrei să faci. Și cu atât mai mult te-ai de admirat realizarea acestui proiect, cu cât în România nu mai există cercetare în domeniul istoriei, literaturii, există eseiști. Nenorocitele astea de institute ale Institutului de Istorie al Academiei, bă, de istorie al domnului Pop, da? Mă, ce a făcut un institut? Ce instrument de lucru că ăsta a scos? Sunt niște pițifelnici acolo, niște șmecheri, care dau, scriu eseuri. Nu, Institutul de Istorie al Academiei trebuie să facă cercetare de furnică. Asta, de aici am nevoie. Enciclopedii, dicționare,
Asta, a, și în timpul lor, pentru că astea iau paralele, în timpul lor liber, n-au decât să scrie eseuri, să dai interviuri, dau interviuri la toate cotofenele astea. Ei, acolo, în institutul ăsta, sunt niște tefeliști. Și când are nevoie o coțofană să dea un interviu și ea scrie ceva, nu poate să scrie, că e proastă și nu are creier și nu are cultură, sau coțofan, imediat apelează și dă un interviu. Gen Arman, Goșu, din ăștia că, deci institutul, odată această conducere, nu face o dată o anchetă. Eu o întreb încă o dată pe domnul distinsul Ion Aurel Pop, academician prezent. Să-mi spună și mie și să-mi trimite și prezint ce instrumente de lucru a făcut până acum Institutul Academiei de Istorie. Când am întrebat, băi, dar zici, păi zic, înainte era un plan. Nu, doamne, că acum fiecare membru al acolo care ia parale de la stat pentru asta, face ce vrea. Păi, băi, nu face ce vrea, că noi avem nevoie, instituțiile astea de asta sunt plătite de noi. Ca să facă muncă de furnică. O, cum e ăsta, dar nu. Ăștia au putut să facă fără să fie la Institutul de Istorie plătiți. Eu ziceam, nu știu, face așa cu tare. Nici, nu știu, enciclopedia, nu știu, cărților. Nu am la ora actuală, a murit domnul Hangiu și era unul singur. Noi nu avem o facultate aia nenorocită de comunicare și jurnalistică, mă, să pună profesorii, Petco a făcut o lucrare monumentală, istoria cronologică a presei românești. Vrei să vezi un ziar, te duci imediat și găsești acolo. Asta nu avem noi, nu înțelegem, nu am instrument de lucru. Enciclopedie, să știu, nu știu, enciclopedia domnitorilor. Dar cum așa? Cu tare. Bă, uite așa, nu știu, enciclopedia locurilor de bătălie. Nu știu, enciclopedia, nu știu, poeziilor lui Eminescu. Cum le-a făcut? A, nu e eseu, nu apar la televizor și nu apar pe site-urile lui Coldea vorbind tu la interviu cu Coțofen. Stimați telespectatori, în coaliția nu a avut nicio acțiune, a scris este weekend, a fost duminică, dar în cadrul campanie pentru alegerile din 9 iunie, pot să prezint o acțiune AUR și, în consecință, o voi pune sub semnul rubricii eu cu cine votez. Ia să vedem. Ce ți-ar de la mine? Să spui, nata, pentru cine votez? Dacă mai stă un sfert de ceas, se închide alegerile. Eu pentru cine votez? Da. AUR s-a prezentat la Târgoviște lansarea națională a candidaților AUR pentru europarlamentare și consilii județene. Hai să vedem ceva din atmosferă. Partidul comasat este de fapt tot partidul unic, doar că fără Ceaușescu. L-a omorât pe Ceaușescu aici, la Târgoviște, că nu îi lăsa să fure. Mai bine luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ. Sunt mândru de voi, sunt mândru de fiecare dintre voi, fiecare dintre voi care vă asumați o candidatură, care faceți pasul în față și care nu vă temeți. Partidul Comasat e plin de fricoși, de frica AUR fac aceste alegeri. Iar voi, oaste AUR, sunteți curajoși pentru că vă asumați aceste candidaturi. Români! Aveți oastea pe 9 iunie în Armațio! Da.
Am văzut și discursul domnului George Simion. Pe mine mă lasă absolut indiferent și chiar pe mine, care sunt, chiar mă ocup de istoria națională, faptul că această lansare a avut loc la Târgoviște, unde Vlad Țepeș și mare voivoză ai țării au dus lupta română. De asta e pe loc și în centrul Bucureștiului. Problema este că această lansare și discursul domnului George Simion m-a convins că partidul trece printr-o perioadă de, cum zic istoricii Rusiei, vremuri tulburi. Perioada asta în care a fost după moartea lui Ivan cel Groaznic, după Revoluția Bolșevică și după 1990, căderea, adică în care vremuri tulburi, vremuri nedezlușite, hai să zicem nedezlușite. Aur trece printr-o perioadă de nedezlușeală, da? Și o să vă spun de ce. Pe mine, ițărismul ăsta de gen, hai să facem lansarea în locul unde au fost voivozii, nu mă impresionează. Nu mă impresionează pentru că domnul Simion nu a înțeles un lucru, adică n-a învățat nimic nici măcar din lecția Slovacii. Cum adică? Păi hai să vă spun. Deci, candidatul Guvernului Național de Stânga din Slovacia, Peter Pellegrini, deci la prima asta, a câștigat sâmbătă alegerile prezidențiale din această țară, da, așa, consolidând controlul premierului pro-rus Roberto Fico asupra puterii, da? Da. Știți în ce a constat campania lui Pellegrini? S-a dus el la locurile sfinte din Slovacia? Nu. Campania lui a fost: nu mai vrem să dăm ajutor Ucrainei pentru că avem și noi nevoie de bani. Da? A zis: nu mai vrem să le mai dăm arme ucrainenilor, deoarece Occidentul ne pune pe noi slavii să ne măcelărim. Deci, în chestiunea controversată a războiului din Ucraina, Ungariei s-a alăturat Slovacia și un candidat la președinție, Peter Pellegrini, a câștigat cu un discurs în care a decis. Puteți să-mi spuneți și mie, deci așa, în chestiunea Ucrainei, în chestiunea raportului cu Bruxelles, într-un fel rezolvând sau exprimând o parte a electoratului care l-a votat. Da? Vreau să vă spun foarte frumos, deci domnul Simion a organizat lansarea aici, la Târgoviște și chiar aș întrebat cine să fie domnitorul, adică, plăte, de aceea a fost lansare de seminar de istorie. 1. Până acum, apropo de Pellegrini, noi nu știm așa. Ce poziție are Aur în chestiunea războiului din Ucraina? Ați văzut? Nu știu. Pro sau contra? Sau poziția pe care, uite, o să îi spun și eu. Eu, de exemplu, spun, bă, în chestiunea războiului din Ucraina, eu sunt pentru un armistițiu, scris sau nescris, care să dea posibilitatea să oprim acest război, pentru că, până la urmă, el este întreținut de noi, de europeni, da? Să se dezvolte și chiar să intre în NATO Ucraina care rămâne și restul vom vedea istoria. Deci eu sunt pentru stoparea războiului, da? În același timp, eu, Cristoiu, spre deosebire de marele suveranist care este domnul Simion, spun următoarele lucruri. Nimeni nu spune ca România să nu își respecte până la ultima virgulă îndatoririle de membru a Alianței NATO și a Uniunii Europene. Nimeni nu spune că actuala conducere trebuie să fie de acord cu invazia. Este o invazie, nu trebuie să mai spună că e nelegitimă, și este că orice invazie
Încălcarea dreptului internațional nu are justificare. Dar în același timp trebuie să atragă atenția din istoria României, dacă o cunoști cât de cât, că noi suntem aici o țară lângă un imperiu rus. Deocamdată acest imperiu, această federație nu s-a destrămat, există, are arme nucleare, e un imperiu, da? De ce trebuie să fim noi lătrăii Occidentului? De ce trebuie să ne lăsăm noi împinși ca niște maidanezi să lătrăm ham, 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 ham la, la prin garda? Ați văzut, te merge așa pe o uliță din ăsta, ești om de treabă și uite pe o potaie, no? Ham, 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 ham la garda. Păi de ce a apucat omul? De ce? Adică de ce trebuie să facem noi românii exces de zel? Nu spun încă o dată să nu ne respectăm alianțele, să nu ajutăm Ucraina, dar de ce trebuie să discutăm noi de să facem gălăgie cu tezaurul, să nu trimitem, să nu vină șeful statului și să exprime mâhnirea, condoleanțe în legătură cu atacul terorist, că au murit totuși niște ruși, de ce trebuie să ne facem noi pe ruși dușmani pe viață? Că ne costă nimic. Adică nu am spus nici să fim ipocriți, nici să fim oportuniști, ci să fim realiști. Că în perioada interbelică am fost maidanezii lătrăii Occidentului și în 1940 ne-a lăsat Occidentul cu fundul în baltă, da? Și în 1945 ne-a lăsat iar cu fundul în baltă, da? Nu spun, eu nu condamn, eu spun că o țară, precum România, trebuie să mai gândesc și la ea. Când îi se spune o șopă Putin și păruși, bă, da, șo, și care e afacerea? Bun. Domnul George Simion nu s-a pronunțat până acum. Doi. Domnul George Simion nu s-a pronunțat în legătură cu aventura Israelului în Gaza. Nu toată lumea din România este de acord, mă rog, cu ceea ce face Antena 3 și cu Ciolacu și cu Iohannis, în sensul că aplaudă omorârea 32.000 de oameni, de copii. Și s-a pronunțat? Nu s-a pronunțat. S-a pronunțat domnul George Simion cu hotărâre în legătură cu faptul că la ora actuală diplomația românească își consumă toate argumentele și toate energiile pentru ca Klaus Iohannis să beneficieze de niște mormăieli pozitive din partea a două, trei țări, inclusiv Slovacia, din care să se înțeleagă că s-ar putea să-l voteze pe el? Are vreo poziție hotărâtă, decisă, AUR, în chestiunea transformării României într-o bază militară? Nu. Stimați telespectatori, câte vreme în Slovacia un tip a câștigat alegerile fiind hotărât. De ce? Nu, adversarul lui a fost de partea aia. Nu mai merge. La ora actuală domnul George Simion a intrat deja în sindromul partidului care începe să îi miroase friptura. Până acum nu. Și când miroase friptura și este friptura e undeva acolo pe un piedestal, zici, bă, trebuie să ajung la friptură. Da? Păi ca să ajung la friptură, am două posibilități. Că friptura e păzită. Să mă bat cu aia care păzește și să iau friptura sau să mă gudur pe lângă ei. Domnul George Simion este în această fază. Simte mirosul de friptură și cei din AUR simt mirosul de friptură. Nu va fi, că nu ne dă nimeni friptura guvernamentală. Și acum încearcă să facă frumos. Să nu cumva se supere ambasada americană. Să nu cumva se supere ambasada israeliană. Să nu cumva se supere Bruxelles. Să nu cumva... Nu merge să poate să... Nu este... Nu voi aplauda niciodată chestii din astea cu Vlad Țepeș, cu domnitorul, că am făcut la locul domnitorului. Nu, mai. Faptul, ei nu au nicio șansă, AUR, nici măcar la aceste ani, câte vreme nu clarifică niște lucruri. Pentru că o clarificarea în chestiunea războiului din Ucraina, în chestiunea bazelor militare, în chestiunea
relațiilor cu Klaus Iohannis, un partid care se vrea de patrioți, un partid al României, spune așa: stimate domnule Klaus Iohannis, da? De ce vreți să plecați din România? Pentru că în cazul lui Klaus Iohannis nu avem de-a face, e Klaus Iohannis, cum sunt eu, care zice, bă, după ce termin, mă duc profesor, mai fac o căsuță acolo la Sibiu, nu știu care, sau după ce termin, mă întorc în politică și voi fi, nu. Nu. Și vin aia din Occident, spune, domn președinte, trebuie neapărat, avem neapărat nevoie, nu, el se bate să fie. Dar de ce se bate să fie? De ce trebuie să plece el din România? De ce îi pute România? A zis odată George Simion, stimate domnule, de ce vă pute România? Pellegrini a câștigat, printre altele, pentru că l-a acuzat pe adversarul său că vrea să trimită, precum Macron, tineretul slovac în Ucraina să moară, să putrezească în tranșee, în timp ce bărbații, femeile ucrainene sunt pe străzi de aici, pe Calea Victoriei, plină, înghețată, cu tare, că, păi, bă, întâi să se ducă ei să-și apere țara și venim și noi. Cum adică ăia hrândrălăi, ăia stau pe la Nisa și francezii se ducă să moară pentru cine? Pentru ei? Și a venit vreodată și a și câștigat. Domnul George Simion a adresat la această reuniune o întrebare publică lui Klaus Iohannis și lui Ciolacu. Stimați domni, România trimite sau nu trimite trupe, oameni, tineri români să moară în pustietățile, în tranșeele? Păi nu zice, nu s-a pronunțat pro sau contra, nu trebuie să se pronunțe. Nu mai este. Deci, încă o dată, am toată stima. Gata. E un an de alegeri, un an în care electoratul își caută electoratele partide care să le exprimă. Eu, dacă aș fi suveranist și naționalist, de ce m-ar exprima pe mine aur? Că ce? Că face reuniuni la Vlad Țepeș? Păi, să tu poți să o facă și cu ansamblul Căminului Cultural din Răscăcărații din Deal. Da. Bun. Am primit așa niște telefoane de la, așa e un cerc între noi. Domne, mare schimbare în presa lumii, da? Care se reflectă și la noi, și anume titluri. Semnele care arată că Ucraina pierde în acest moment, de încet, dar sigur, războiul. Fără ajutorul american, Ucraina va pierde războiul, da? Așa. Ucraina merge tot mai așa. Fără nicio cale de ieșire dintr-un război care merge tot mai prost, opțiunile pe care... Stimați telespectatori, nu vă lăsați trași pe sfoară. Presa nu a renunțat la misiunea ei de propagandă bolșevică în legătură cu războiul. Să nu credeți că aceste articole care apar în presa lumii sunt favorabile încetării războiului sau un moment de luciditate. Nu. Ele fac parte din propaganda de război pe care o duc aceste mari ziare și la noi, la Jgheab, de aia sunt și preluate, pentru ca Congresul să deblocheze ajutorul, banii, Uniunea Europeană să dea bani, NATO să dea bani. Nu, în niciun moment aceste ziare nu sunt expresii ale lucidității. Nu. Ele, așa este pe front, dar ele fac acest lucru pentru ca congresmenii, miniștrii de externe spun, bă, jale mare, bă, pierde Ucraina, hai să le dăm. De aia, nu. Niciodată, niciun mare ziar din Occident nu, și nici din România nu a fost
lucid în timpul acestui război. Mi-a fost propus, deci avem, nu vă lăsați înșelați că nu e cum s-ar putea să credeți așa o pregătire subtilă a opiniei publice pentru ca să Zelenski să, nu, pentru ca între Occident și Rusia să ajungă la o pace. Nu. Occidentul va merge colectiv în frunte cu America până la capăt. Zelenski are nevoie de bani nu pentru război. Are nevoie de bani pentru că partea de țară care a rămas trăiește pe banii occidentali. Pensii cu tare, cu tare. Pentru că, repet, toată stima pentru femeile ucrainene, toată stima pentru adolescenții ucraineni. Însă, dacă e război, bă, război de apărare a patriei, nu știu, rușii cum un război, mare război pentru apărarea patriei, da? La ruși, da? Păi și ce mă, în timpul ăsta rușii s-au dus, adică au plecat din țară în timp ce nemții se apropiau de Moscova și s-au dus la Nisa? Nu. Femeile, bărbații au plecat pe front și au murit pe front și femeile și cu deja de copii 14-15 ani s-au dus dincolo de Ural și au lucrat în întreprindere făcând tancuri. Nu, dacă e război, așa cum ne prezintă Occidentul. Ucrainenii se jerfesc pentru noi. Păi cum se jerfesc la Nisa? Pe calea victoriei. Și nu înțeleg de ce avem refugiați, Occidentul, în Occident sunt refugiați care, ucraineni care se întrețin. Care, de ce nu se pot întoarce? Păi nu, nu se pot întoarce că război. Cum adică și în timpul cel de-al doilea război mondial, englezii au plecat în Elveția? În America Latină, unde erau neutri? Nu. Au rămas să participe la efortul de front. Nu poți să spui că acolo, dacă să zicem, nu știu, ar fi fost o cataclism. Băi, au plecat, că nu știu, mor de foame. Nu. Ei să se întoarcă și ei și ele, și bătrâni și tineri și ăsta acolo și pentru că lupta pentru apărarea unei bucăți de pământ implică întregul popor, nu numai niște mercenari acolo care se bat și pe care îi plătim noi, da. Așa, da. Bun, mergem mai departe. A, și bun. Ați auzit de Maia Sandu. Maia Sandu este președinta unui stat numit Republica Moldova. Președinta, da. Maia Sandu, președinta unei țări, a scris pe Facebook așa că ansamblul de dansuri populare hecene din satul Heciu Nou Sângerei, care a ridicat așa, a luat un premiu a primit Golden Buzz la România au talent. Așa, de la Andra. Cântăreața a fost impresionată de dansul prezentat de grup pe scenă și l-a trimis direct în semifinal. Când am citit știrea asta, am întrebat pe cineva mai de ce? De cine e Andra? Cum ce? Nu știi cine e Andra? Nu știu. Mi s-a prezentat o dată un domn măruță și i-am întrebat cine e domnul și a zis, este soțul lui Andra. Și i-am zis, cine e Andra? Ce nu știi, ce cântăreață? Ce tipul scușoară, șansonetistă. Nu, cântăreață de muzică ușoară. Nu e, nu știu, soprană. Cântă. Și e în juriul ăsta, da? Deci, un post de televiziune privat Pro TV care stă sub umbra Andrei Esca, aia care a descoperit că are COVID-19 în timp ce tăia ceapă pentru bărbățelul ei și plângea tăind ceapă, da? Dar nu, asta e important. Mie Pro TV nu spune nimic, e un post de televiziune. El face un spectacol, România au talent. Spectacol. În jur este așa, Andy Moisescu, asta e soțul ăsta, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete. Acest
Juriu, în frunte cu Andra, a premiat acest ansamblu hecenic. Cred că l-a premiat ce? Adică nu a fost premiat de Academie. În juriu acesta au fost cei mai mari profesori de folclor, profesori de dans, nu, niște guriști, guriști și, nu știu, comici. Și concursul ce era? Un concurs profesionist, nu știu, concursul filarmonicilor de pe planetă și filarmonica a luat premiul, nu știu, Oscar sau nu. De când și până când șefa unui stat, șef de stat, este impresionat și cere ca guvernul să găsească un spațiu nou pentru cei din Hecel. Domnule, vedeți dumneavoastră cât de provincială este această coconiță numită Maia asta. E provincială. Șefa statului. Păi, ce că a câștigat la Pol TV, ea este ca orice tipă din provincie, este nebunită de Pro TV. Nu sunt nebuni. Pro TV e un post de particular care face și el niște spectacole din astea cu ridicarea stelei în picioare. Păi sala aia nu este alcătuită din telespectatori care e alcătuită din tip care sunt aduși cu autobuzul plătiți pentru asta și cineva în spatele jurului care face semn. Nu, dar încă o dată, nu, este foarte frumos, e un ansamblu foarte interesant, e un premiu interesant, dar nu e un premiu ca să facă să sară în sus o șefă de stat, președintele Unității, să fie mândră că postul de televiziune Pro TV, la care ea ca orice provincială se uită, trage din când în când năsucul, voi văzut, mă, te-a dat aseară la Pro TV. Păi nu este premiul Nobel pentru dans. Nu a luat premiul Academiei de Dans cu Tare. Nu a luat premiul Institutului de Folclor. Nu, m-a luat premiul de a trăi și frunte cu una Andra, care e șansonetistă sau nu știu, cântă. Eu nu sunt impresionat de Andra, pentru că, repet, nu este o mare violoncelistă, nu știu, o mare soprană. Cântă, că e mai simplu, o grămadă sunt din ăștia. Și mai ales se cântăreață româncă, o cântăreață, româncele au un mare avantaj, că limba română e alcătuită din vocale. O, e, o, o. Toate cântecele care le mă aud eu la radio, că dă și Radio România Actualități, cultivă muzică ușoară, sunt toate behăite. Bam, 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 bam. Își exprimă sentimentele prin vocale. Vă imaginați cum dacă ar fi poloneză. Poloneză au numai consoane. Pum, pum, pum. Nu poți să mai bea. Așa și este. Dar, mă rog, m-am convins încă o dată. Republica Moldova este provincia noastră. Așa, bun. Mulțumesc, la revedere.